da, mai fost bine, mă. Hai, 9 la 6, faimoșii sunt în joc. DJ Miles i-a ținut în joc. Maria Chițu din nou pe traseu. Ștefi din nou pe traseu. 3, 2, 1. Fetele pregătite plonjează fiecare după punct. Ar fi al doilea punct al amândurora. Ștefi a adus egalitatea 2-2. În momentul important în care faimoșii părea că pierd acolo, Maria Chițu a adus și ea punct. Un punct important și acela, fiecare punct, mai ales într-un meci de imunitate și mai ales în sezonul suprem, are valoarea unei ștafete. O să vedem. 9-6 în acest moment. Poate fi punctul decisiv dacă ar fi al doilea Maria Chițu sau, așa cum spuneam, din nou faimos Ștefi, care forjează acum extraordinară viteza de deplasare. Un al doilea punct al lui Ștefi îi ține pe faimoși în bătălia imunității. Forțează și Maria Chițu, Ștefi în apă. Ce traseu bun face Ștefi, fulminant în urma ei, Maria Chițu. Saltă în apă și ea înoată acolo, Maria. Sunt două lungimi de braț. Aruncă Ștefi, penălțime. A încercat să prind acel spațiu între stinghia de sus, rama de sus orizontală și raftul circular de sus. A fost aproape Maria cu prima ei aruncare. Le aruncă Plouat. Ștefi, dar plasează, iată, acum Ștefi. Un săculeț, primul săculeț a fost plasat de Maria Chițu. Plasează Maria Chițu, al doilea săculeț. Plasează Ștefi, al doilea săculeț și... închide Maria Chițu! Ce evoluție formidabilă a avut Maria Chițu! Aproape a fost și Ștefi. Este 10-6 victoria pentru războinici în bătălia imunității. Victoria adusă de Maria Chițu. Lăsați oamenii să râdă, să se enerveze, să te la All-Star, fiecare o să facă ce simte. Eu n-am nicio problemă, dar dacă pierd două minute, este așa, am nevoie de spațiu. Dumnezeu, ok, vorbiți. Normal. Respiră, gata. Faimoșii, acasă! Faimoșii, acasă! Faimoșii, acasă! Bă, la picior! La picior! La picior! La picior! La picior! Pe cine? Da? Ai grușit să nu atezi acela? Da, o să-mi spune să ască, să răiește. Pe cine o aruncă? Da, pe tu vii la Survivor în pălărin. Și acum îți fac mai drama. Ia, fiți o salvează. A venit, a salvat. Așa stilul ăla. Ia. A venit. Ia uite, ăștia au noia acum. Asfaltul. Faceți-i respirație gură la piept. Trebuie să cere scuze. Nu, mă, frate. Nu știi ce e sub apă. Nu are piciorul mă tare. Las-o, că chiar ai rănit-o. Las-o, mă. Lasă-o mă în pace, dar ai lovit-o! Păi tu tot în glumă faci! N-ai niciun bun simț, papa! I-ai lovit-o mă! Iartă-mă, de unde? Dumnezeu e sus și vede ori mine! Am crezut că n-ai nimica! Eu am vrut zopul! E greu cu mine, tati, e greu! E greu cu mine, că vreau și barul pe toți ar ține bunică! Calmați-vă! Calmați-vă! Aici, să mor aici de la mine! Aici, pe război! E greu, tati! Aaaa!
Și eu zic Moldova. Da, păi de ce te vezi un om la Survivor cu pălărie? E Republica Moldova, bravo. E Uda și pălăria, bă. Îmi cer scuze. Îmi cer și eu scuze la pălăria. Scuze, din greșeală. Aveți și voi o tonciu. Mai rău, mai rău. Ciunci. Fata, ești bine! Bă, măi, fata, ești bine, te-ai lovit de apă! Și că-ți dă orezul lui. Îți dă o pupică. Te rog, te rog, o pupică. Cu fără limbă, la minte, fără limbă. Chiar, nu te opotolește. O pupică, una, una, te rog. Maria! Uite, mă, cum ai tras urat după el. Piciorul! Piciorul! A doctor! Maria, piciorul! Te ferești! Maria, salvează-mă! Piciorul! Aaaa! Piciorul! Piciorul! Aaaa, doctor! Piciorul! Maria, te ajut! Piciorul! Aaaa, a mâna! Piciorul! Uite! Aaaa, ce Maria, mă, ai acolo puțin cu... Maria, se duce-l! Ia aia din dasul și aruncă-l în apă! Îi put picioarele? Spală-l pe picioare. Ce frate ăsta, mă, n-ai cum, bă. Doctor? Piciorul? Vă rog frumos? Piciorul? Aaaa? Gata, frate, gata. Gata, bro, am înțeles. Am înțeles. Gata, hai să-mi... Deci gata. E bine, fata, e perfect. Ați câștigat. Gata, te-au răzbunat, băieții.